o creștere la 19 ani. Și uite, într-o fracțiune de secundă, nu știu ce poate să-ți rezervi viața asta. O fetiță de 7 ani, a văzut-o că era aici, în corpulețul ăsta. Fetița a întrebat-o, dar ce face Andreea cu cunoștea? Mă duc până la Claudiu. O trecut, probabil cu, na, un prieten acolo. El stă la, nu știu să zic, 200 de metri distanță de aici. Asta e strada Cantelier. La ora 12 am sunat că nu ai ieșit. Am ies afară, dar nu stau mult. Bine, mă, nu stau mult. Ți-o vine la ora asta să ieși, că nu stau mult. Bine. Și după aia... intrat ca și cum ar fi intrat în pământ. Nu a văzut-o nimeni, nu legătură cu nimic, nu tu luat haine de acasă, nu buletin de acasă, barem așa știam una și una. Și-o luat haine și-o luat buletinul, a plecat. Da, nimic. Până și restul, 3 lei, îi păstrez într-o cărticică care o lăsa de la taxi. Când o veni de la grădiniță cu aia mică. Nu știu. Nu știu cu ce am crește așa de... așa un coșmar, așa... suntem ca și cum într-o agonie. Și să mor și să trăiesc. Exact așa sunt. Într-o agonie, mă aștept să vină un răspuns că eu mă aștept la orice. Nu pot să mă amăgesc. Mă mai îmbăt eu cu apă de aici, da? Trebuie să fiu și realist. Nu știu cum ai trece peste momentul ăla. Nu știu, chiar stau și mă gândesc noaptea în pat, cum, dacă ceva o să fie, Doamne, poate n-a fi, cum trec eu peste momentul ăla.